Bine ne-am reîntâlnit, dragi telespectatori, și astăzi, într-o ediție frumoasă a emisiunii Folclorul sub lupă, emisiune pe care dumneavoastră, cei de acasă, o îndrăgiți foarte mult și o urmăriți cu plăcere, pentru că mi-am dorit să vă surprind, ca de fiecare dată, o altă artistă dragă sufletului meu, dragă sufletelor dumneavoastră și care întotdeauna e o bucurie să o revedem și întotdeauna vine cu mesele îmbelșugate, așa cum ne-a obișnuit și la filmările speciale pe care le-am avut în trecut pe postul de televiziune Ethno TV la ea acasă. Astăzi vine în același decor frumos cu care ne-a obișnuit și este vorba de Laura Haidou, care îi spun bună ziua, Laura, și bine ai venit! Bună ziua, bine te-am găsit, dragă Lavinia, și vreau să salut și întreaga echipă Ethno de aici, pe care, dragi telespectatori, nu pot să-i vadă. Vă pup, băieți dragi, și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine până acum. Ce să zic, sunt tare bucuroasă. Că sunt alături de tine. Bucuria este de partea noastră și vreau să știi și cei de acasă, cu permisiunea ta te tutuiesc și spun Laura și nu doamna Laura. Te-am rugat de vreo câteva. Pentru că e pronumele de politeți așa și să nu creadă cei de acasă că îmi permit să fac lucrul ăsta fără voia artistului. Și aici vreau să-ți mulțumesc pentru că prietenia noastră a trecut dincolo de limite, a depășit stadiul acela obișnuit de respect, a trecut dincolo de aceste forme și vreau să spun că de câte ori te revăd, mă emoționez, mă bucur și în același timp, ești omul de la care eu am avut foarte multe lucruri de învățat. Ești dovada vie de putere și dovada certă a faptului că bunul simț și educația la tine s-au văzut încă de copil. Iar aceste complimente nu ți le fac doar pentru a ști sau a vedea cei de acasă, ci pentru că le meriți și aș vrea ca de aici să pornim povestea vieții tale. Pentru că viața ta este o carte cu adevărat frumoasă, extraordinar de frumoasă, spune eu, dar și cu urcușuri și coborâșuri. Da, ca fiecare om, zic eu. Și fiind un rac sensibil, să știi că toate petrecute în viața mea m-au afectat așa pe plan sentimental. Pentru că pun foarte mult suflet în tot ceea ce fac și în tot ceea ce găsesc și regăsesc. Cât de frumos ai spus! Și aș vrea să ne spui câte puțin despre copilăria ta, după care despre omul care este Laura Haidou astăzi. Nu știu, cred că m-ai simțit că despre mine nu prea place să vorbesc. De ce? Nu știu. Dacă mă pui să vorbesc despre familia mea, cu mare bucurie, despre părinții mei, despre toți cei dragi mie, cu mare drag. Despre mine aș prefera să vorbească cei din jur. Atunci m-aș simți mult mai bine. Chiar și critici, chiar și aprecieri, nu poți fi pe placul tuturora, dar hai să popoțim așa cum m-ai rugat pe ulițele copilăriei mele. Eu am avut șansa să mă nasc la filul ierbii, la țară, într-un sat micuț, dar cu oameni atât de frumoși, și acolo mi-am petrecut cei 7 ani de acasă. Am avut norocul acesta să trăiesc în sat. Acolo unde auzeam clopotele bisericii, acolo unde am participat cu mare drag la hora satului, la chermeze, dacă nu știe dragul public ce înseamnă o chermeză, înseamnă o horă petrecută în aer liber, însă noaptea. Acolo am învățat primii pași de dans, pentru că mă duceam la fiecare nuntă și priveam așa de sub gard, copil fiind, nu prea aveai voie să particip noaptea întreagă, mă strigau părinții, dar eu eram ulițarnic, așa chiar și îmi spunea ulițarnica noastră. Și vroiam să simt pulsul acela al folclorului. Nu am știut atunci de ce fug de acasă și vreau să văd toate aceste aspecte. Mai târziu mi-am dat seama. După ce la șapte ani și jumătate, după clasa întâi, s-a produs în mine o ruptură și a trebuit să ne mutăm la oraș. Mi-a fost foarte greu. Ruptura și fiind mutatul de la sat la oraș. Mi-a fost foarte, foarte greu. Nu știam ce se întâmplă cu mine și de ce și cum, nici părinții nu înțelegeau. Eram un elev doar de 10. Nu mă laud. Asta o pot spune și profesorii mei, încă învățătoarea mea dragă, încă e în viață și doresc multă, multă sănătate. Ceva s-a întâmplat și uite că mi-am revenit cu greu. Însă a fost o bucurie imensă când și aici, în Suceava, la școlile generale, se făceau serbări
anuale sau la sfârșit de an, la Moș Crăciun sau diverse activități de genul. Și atunci am început să mă integrez, pentru că am simțit din nou pulsul acela și dorința mea de a participa la, să spun eu așa, pulsul satului. Dar de ce ați fost nevoiți să vă mutați la oraș? Așa a fost conjunctura. Mama și-a dorit foarte mult de ce a început serviciul în oraș. Era foarte greu să facă ambii naveta. Noi eram acasă singurele. Și uite că era, cred că atunci, o dorință mare a tuturor de a se muta la oraș. Asta a fost. Însă toate sunt cu un scop și cu un rost în viața asta. Eu cred foarte mult în destin. Orice ai face, pe orice cărare ai merge, să știi că cel de sus te va opri dacă nu ți este acel destin și te va întoarce sau te va duce la locul care ți este destinat. Așa cred eu cu toată ființa mea. Nici n-am intrat în cuprinsul poveștii și uite că mă cuprind și pe mine emoțiile și pentru că sunt un învățăcel în ale vieții, să spun așa, chiar dacă până acum am crescut doi copilași și cresc în continuare, dar am multe de învățat prin intermediul acestei emisiuni și mi-aș dori din suflet ca telespectatorii care ne urmăresc să-și dea seama că noi intrăm în casele dumnealor cu povești, cu lecții de viață și cu folclorul, iată, reprezentant de frunte al folclorului autentic, Laura Haidău, astăzi, care este sub lupă, dar sub lupă din punct de vedere al vieții personale. Spui, Lavinia, că ai foarte multe de învățat și eu mai am multe de învățat, pentru că orice etapă a vieții înseamnă ceva, e o poveste, e o altă poveste. Uite, trăim altfel de vremuri, mai avem de învățat și de aici. Vreau să-ți spun ceva. Uite, acolo la țară provin dintr-o familie de oameni simpli. Atunci când veneau sărbătorile, în special sărbătorile de Crăciun, pentru noi era o bucurie imensă. Părinții mei au luptat din răsputeri să ne ofere tot ceea ce au putut. Mi-amintesc cu mare, mare emoții și potesc și lacrimile, știi, că și-au dorit atât de mult să avem tot ce n-au avut ei, încât, uite, ne luau așa paltonașe, știi, mult mai lungi decât era nevoie să putem să le avem și pe la anul. Le prețuiesc atât de mult, tata, din păcate, nu mai este, însă îi spun mamei zi de zi acum cât de mult o iubesc și o prețuiesc, pentru că ne cosea noaptea singură, așa, neavând mașină de cusut, și rochițe, și pantaloni, și tot ce a putut ea face din mânuța ei. Eu îți mulțumesc, mamă. Și Moș Crăciun, știi ce ne aducea? Tot ceea ce aveam nevoie pentru școală. Rechizite, creioane colorate, o carte rară, o carte de povești. Dacă am prins și o singură păpușă pe la 7 sau 8 ani, nu mai țin minte că o am și acum. Dar, toate astea a recompensat Moș Crăciun odată și odată cu ceea ce mi-a dăruit, cu copilul meu. El a venit în casa noastră de Crăciun. Și pentru asta îi mulțumesc, pentru că să nu vă doriți prea multe de la viață, pentru că cel de sus știe când și cum și cât să vă dăruiască. Atât. M-am luat atât de tare, m-a emoționat. Laura, de greu îmi găsesc cuvintele și știu că mă aflu într-o emisiune în care telespectatorii trebuie să se bucure de noi și în special de tine, dar oare la vremea aia simțeai că ai neajunsuri prin lucrurile astea pe care le spui? Vezi, știi de ce întreb lucrul ăsta? Pentru că fac o comparație a timpurilor de acum, când îmi dau seama că copiii pot avea acces la orice, și la paltonaș, și la rochiță, și la încălțări, și la jucării. Și atunci mă gândesc dacă nu cumva părinții oferă atât de mult încât ei nu mai știu să prețuiască, iar pe atunci cred că cele mai mari daruri erau pentru copiii de la vremea aceea și aici chiar tu te rog să mă contrazici dacă nu am dreptate, iubirea de aproape, iubirea de sine, dar la modul de a prețui calitățile acestea emoționale, corect, psihice, de a spune un te iubesc și al simți, nu doar al prosti. Ai mare dreptate. Deci era o atmosferă atât de frumoasă și ne bucuram pentru tot ceea ce era acolo. Atmosfera de sărbătoare.
Deci știam rostul și a fiecarei zile. Joia, mama cocea, își pregătea totul, cozonaci și cu miros de cozonaci și portocale foarte rar, știi? Nu știu ce să zic. Dar tu ai păstrat tradiția asta și eu aș vrea să știe telespectatorii că în momentul în care mi-ai deschis ușa casei tale, vă spun, dragii mei, m-am mai întâlnit în vremurile copilăriei cu atmosfera din familia formată de Laura și soțul ei Filon. Deci vreau să vă spun că totul era ca la carte, la servirea mesei, la modul în care ne-ai așteptat, lucru cu care nu mă întâlnesc mereu și mi se pare exact cum ai spus de sărbătoare și eu cred că ai moștenit, ai păstrat tradiția cu care ai crescut tu până la urmă. Eu zic așa, sunt bucovinenii. Dacă te întâlnești și vii, știu, în orice colț din Bucovina, în orice subzonă a noastră, cu siguranță nu vei fi tratat ca un străin, ci ca un prieten, ca un frate. Și îți va da, dacă e nevoie, și cămașa de pe el. Pentru că tu, melodia aceasta, cred că dau cămașa de pe mine, omului de lângă mine, da. Dar mai zice cineva că să nu-l calci pe bătătură sau dacă simte că ceva, știi, nu neapărat că l-ai supărat, dar te simte oricum. Te simte. Și atunci îl doare sufletul, nu zice nimic, dar îl doare sufletul. Și cred că am spus totul cu asta. Este foarte adevărat și uite, pentru că tot am spus de bunătate, de ajutor, de prietenul la nevoie se cunoaște, dar să nu depășești limita aceea de bun simț. Vreau să continuăm povestea de unde ai spus că ai avut sărbători frumoase, că apreciești eforturile făcute de părinți de a avea voi totul și de a fi fetițele acelea exemplare și frumos educate și frumos îmbrăcate. Și să continuăm capitolul în care ai spus că fiul tău a venit ca un dar chiar de sărbătorile de iarnă. Și înainte de asta să ne spui cum l-ai cunoscut pe Filon, cum ați decis să vă uniți destinele, când a venit momentul și cum de-ai simțit că ți este alesul ei? Pentru că aveți ani de căsnicie. Da, da. Știi să pui punctul pe ei. Bănuiam că vrei să ajungi la acest subiect. Uite cum ne-am întâlnit cu Filon, tot la Hora Satului. Și au fost, cred că, 2 ani de prietenie frumoasă. Și uite așa, el terminase armata și dintr-o dată m-a cerut în căsătorie și a fost o nuntă la cort, la țară. A fost mare veselie, a plouat foarte tare. Bogăție! Așa spunea toată lumea și nu neapărat bogăție, cât bogăție sufletească, pentru că ne înțelegem, eu zic, foarte bine. Adică, în toate, suntem un nucleu bine închegat. Ne sfătuim în tot ceea ce facem, ne ajutăm reciproc și îi mulțumesc tare mult pentru asta, pentru că mă susține în tot ceea ce vreau sau ceea ce îmi propun să fac, atât cât pot și atât cât pot dărui de aici. Poate că puteam face mai mult, însă nu am vrut niciodată să simtă familia mea că planul profesional e mai presus de orice. Și aici ai făcut un compromis, practic. Nu consider că este. În viața mea n-am făcut niciun compromis și nu-l voi face pentru nimic în lume. Dar ai avut mustrarea aceea de conștiință de a păstra familia înaintea carierei, practic. Nu este o mustrare de conștiință, ci așa am socotit că e bine. Pentru că îmbătrânim, știi? Și consider că atunci, dacă, cât vom mai trăi, cât voi mai avea zile, îmi doresc ca familia să fie acolo, să o știu că e bine. Pentru ei, mai mult decât pentru mine, totul. Așa sunt eu. Și nimic nu mă va poate schimba. Oricât au încercat sau orice mi-ar spune, nu pot. Nu pot. Ei sunt pentru mine averea mea. Și pentru mine este același lucru, Laura, și de asta lăcrimez odată cu tine și de asta facem un schimb de energie, dacă vrei, și de trăiri. Și mi-aș dori mult, mult de tot, ca și ceilalți să simtă același lucru. Știi cum stăteam așa și mă gândeam chiar zilele astea că ne vine așa o putere de la cel de sus de a merge mai departe, pentru că trăim niște vremuri ciudate și cu foarte multe întrebări. Și uneori am avut timp să mă gândesc la multe aspecte și am zis, am făcut bine ceea ce am făcut. Pentru că, uite,
E dovada. E certă. Dovada, da, certă, da. Asta e. În continuare dăruiesc, uite, un cadou de sărbători. Mi-am finalizat noul material discografic, cel care poate poartă titlul primei piese de pe album, Zice lumea că sunt bun. Text pe care l-am primit de la o prietenă dragă și am zis, dragă Mihaela, așa o cheamă, Mihaela, dragă Mihaela, sună laudă, știi, zice lumea că sunt bun. Și zice, nu, așa te vede lumea, așa m-a auzit și ți-l dăruiesc cu dragă mie inimă. Și mulțumesc tare mult. Și eu cred că se va bucura de un real succes. Da, nu las lacrima să-mi cadă. Text, și uite că azi mi-am lăsat-o să cadă. Text dăruit de Văru Sândel. Urmează să-i fac un videoclip. Până atunci las așa lumea să ascultă materialul discografic. Pentru că sunt multe acolo pe care nu le-am spus, dar dacă vor citi printre rânduri, descopere. O să descopere multe. Da. Nu știu de unde să mai am, nu știu cu ce să continui, pentru că eu sunt convinsă că până acum, până în aceste momente, deja ești în inimile celor de acasă și ai o căldură și un suflet, Laura, cum rar ți este dat să întâlnești în zilele noastre. Dar mă întreb, oare greutățile vieții pe tine te-au îmbunat și mai mult? Pe tine nu te-au înrăit. Se spune că oamenii când sunt fie diagnosticați cu probleme de sănătate, fie au cumpene în viață, aleg ori să se apropie de Dumnezeu și să fie buni, ori se înrăiesc și se îndepărtează de Dumnezeu. Uite, are la asta legătură, nu știu, cu educația, cu credința din familie? Nu știu. M-am întrebat deseori și am întrebat-o și pe mama de ce atât de sensibilă. I-am pus mai multe întrebări. Și zice, așa sunt eu, așa ești și tu, așa a fost și bunica. Eu cred că în fiecare dintre noi există și o parte bună și o parte rea. Însă trebuie să lupți să domini partea bună. Și atunci vei dărui și tu doar bunătate. E mare lucru să știi că cineva ți-a făcut rău și la momentul oportun să poți face la rândul tău și să spui nu, pentru că nu mi-este asta caracterul, știi? Am trăit multe în viața asta, cu multe săgeți, și pe aici, și pe acolo. Dar le-am trecut cu cel de sus înainte, știi? L-ai simțit vreodată, nu știu, să oftezi așa, da, adânc și să spui, da, cât o să mai pot? Da, da, da. Au fost momente în viața mea, de foarte multe ori. Uite, am avut în minte așa câteva idei să-ți povestesc un aspect pe care nu le-am povestit nimănui niciodată, pentru că mă temeam că nu mă vor crede și că mă vor, știu, spune ce vorbește Laura, că nu poate fi adevărat. E prima oară când spun acest lucru. Am avut o operație banală de apendice. Anestezie totală, pentru că mi-este foarte frică de de tot ce înseamnă. Și nu m-am putut trezi. Auzeam în jurul meu, nu se mai trezește, și strigau doamnele asistente și medicul că o pierde. Încercam să respir și nu puteam. Și atunci, nu știu, visam, ceva se întâmpla cu mine. Coboram undeva, era, nici nu pot să-mi explic ce era, ca pe un topogan imens, și dintr-o dată m-am trezit pe un imaj plin de verdeață. Și am spus, Doamne, m-ai adus în rai și îți mulțumesc. Și apoi l-am auzit pe fiul meu că m-a strigat mama și m-am trezit. Deci, ce pot să spun? Că trăim niște momente uneori inexplicabile și cel de sus probabil că te dă înapoi pentru a oferi celor din jur ceva ce poate că ei nu pot să-și rezolve sau poate a le fi alături pentru încă o vreme. Asta a fost. Da. Nu este șocant, dar este întrebător, este, dacă vrei, și de nelămurit pentru mulți care își pun întrebări deseori și poate nu găsesc răspuns. Cum nici păi tu, nu probabil, am găsit decât răspunsul, să știi existența lui Dumnezeu. Da. Asta e. Deci cel de sus e și alături de noi, numai să știm să primim acele semne de la El.
Pentru că la prin momentul... ele, de fapt, ne vorbești. Da. Și despre... despre copilul nostru am povestit o singură dată, pentru că trebuia să lămuresc anumite probleme care existau în vorbele care existau în spatele nostru. Spuse de altfel fără nicio dovadă. Dar cum problemele de acasă nu le spun niciodată și consider eu că fiecare și are familie și are intimitatea ei, așa ne-am spus multă vreme. Și am lăsat ca lumea să vorbească și să speculeze. Da. Și în emisiunea lui Aurelia Preda, am spus pentru prima dată în viață, ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu. Un copil minune, Andrei Răzvan, și mulțumesc. Și Andrei suflet. Răzvan v-a dăruit un nepot. Da, și tot Andrei Robert are acum 4 ani și jumătate. Dacă alături de Răzvan nu am fost 1 an și 8 luni, uite că mi-am petrecut primii ani din viață alături de Robert. Și zic eu că am recuperat timpul acela pierdut. Și Robert, dragi telespectatori, vreau să vă spun că îi zice Laurei mami. Da, mami. Între... Și s-a întâmplat, iar asta, pentru că Laura are ochii în lacrimi, mi-am permis să-i preiau cumva cuvântul, pentru că am fost într-o vizită și m-a surprins modul în care voi vă purtați cu Robert, cu nepotul vostru. Deci era un înger, un copil, care se întâlnea pentru prima dată cu ai mei copii și care își împărțea orice jucărie sau orice gustare pe care o avea. Pe mine m-a surprins, pentru că nu erau copii care se știau de multă vreme. Iar de aici mie mi-a dat un răspuns clar la felul în care puteți să-l educați. Da, un om poate fi privit sau poate fi cunoscut la drum sau prin cele mai mici gesturi. Eu nu vorbesc mult, știi? Îmi place mai mult să privesc și să ascult și să observ oamenii și... Atunci cu cei care consider că nu suntem pe aceeași undă, cum zice și cântecul, zice lumea că sunt bun cu acel și mi-e urât, între ghilimele mi-e urât, bună ziua și atât, că nu sunt omul care să peri, nu sunt omul care să fac niște afirmații gratuite. Prefer să te retras sau să fii mai rezervat? Știu că am avut de pierdut foarte mult în viață din această pricină, dar eu sunt împăcată sufletește. Am apreciat întotdeauna la Laura Haidău și aș mai enumera artiști aici și oameni că n-a fost omul care să se afirme în societate, care a ieșit în față și care întotdeauna, de acolo de unde ai rămas, ți-ai văzut statutul. Dar eu cred că prin asta, de fapt, Dumnezeu ți-a arătat că le poți avea pe toate, între ghilimele, în viață, dacă știi să buși din fiecare câte puțin. Dacă te bucuri de supremul într-un domeniu, să zic, profesional, poate n-ai mai fi avut familia de astăzi acasă sau soțul atât de înțelept și înțelegător. Da. Eu nu mi-am propus niciodată să ajung undeva. Ci, așa, treaptă cu treaptă, încet cu încet, însă fiecare melodie, fiecare cântec, îl consider ca pe un copil al meu. L-am dăruit din suflet și nu am cântat niciun vers sau niciun cuvânt pe care nu l-am putut transmite. Da. Chiar și câte 3-4 variante de text am la melodie. Și atunci când simt eu că se pliază, mergem în studio. Filon a fost întotdeauna de acord cu meseria aceasta pe care tu ai slujit-o cu atâta dragoste? Uite, pentru ce trebuie să-i mulțumesc eu soțului meu. Eu nu lucram într-un ansamblu când ne-am cunoscut. Lucram la un oficiu de calcul, dar el vedea zbuciumul din sufletul meu. În liceu am activat la un ansamblu neprofesionist. Am luat lapsus acum, să-mi fie iertat. Și el îmi vedea un zbucium. Deci nu pot sta locului. Nu mi-era locul meu acolo. Și a auzit de un concurs la ansamblu artistic Ciprian Porumbescu. Fără știrea mea s-a dus și m-a înscris. Erau 80 pe loc. Și uite că am intrat, am pășit m-am dăruit publicului în pas de dans.
Apoi am început să și prezint spectacole și apoi maestru Viorel Leancă m-a, să spunem așa, între ghilimele, m-a împins, pentru că eu sunt o fire foarte emotivă. M-a auzit acolo cântând în culise, în timp ce între, știu eu, pauzele de prezentare, și mi-a spus fătucă, tata îți dăruiește câteva piese, așa spune, și poartă-le prin lume. Mai este drag, am ajuns. Să fac asta. Am ajuns să fac asta. Nu, câteodată nici nu-mi dau seama. Și nu pot să-i mulțumesc Dumnezeu câte mi-a dăruit. Atât cât pot, atât cât cât oră sunt pe plac, le mulțumesc tuturor. Eu și nu cred că e un care voastră. Să nu te îndrăgească, Laura, pentru felul în care tu ieși și la cum povestești și la cum l-am văzut pe Filon, eu cred că te-ai idolizat ca om, ca soție, ca femeie, ca artist. Pentru că te-a susținut și nu, în ziua de astăzi, eu, dacă stau să mă gândesc la generația noastră, nu știu câte exemple să mai iau de acest fel. Trebuie foarte multă răbdare, pentru că... Răbdarea e virtute. Da, trebuie răbdare pentru a se cunoaște unul pe celălalt. Până a ne cunoaște ce ne place unuia sau celuilalt. Dar de ce funcționau sau... căsniciile mai mult atunci decât astăzi? Pentru că acum rata divorțurilor este cu mult mai mare decât cea a căsniciilor. Pentru mine este inexplicabil. Țineam foarte mult și țin la căsnicie și la familie. Așa era atunci, așa e și acum pentru mine. Asta n-am să prea înțeleg. Poate că au și tinere din ziua de azi dreptatea lor. Nu știu, poate că se grăbesc în a se căsători. Sau poate că părinții acasă sunt mult prea grijulii și nu lasă ouă același să se spargă când trebuie și să iasă puiul din el. Asta nu mai știu. Asta nu mai știu. Ce să zic? Nu știu. Răbdare și încredere. Pentru că dacă nu ai încredere în cel de lângă tine, ce facem, nu? Soțul meu pleacă de dimineață și vine noaptea, seara, târziu. E prin pădure, nu? Și eu, uite, vreo 3 zile pe la București. Păi noi avem încredere unul în celălalt și știm, ne simțim. Atât. Ce frumos. Mi-aș dori din suflet să le spui celor de acasă, pentru că nu e, e mult spus un obstacol, dar să nu creadă că doamna Laura, în adevăratul sens al cuvântului, că este și la propriu și la figurat o doamnă, nu a trecut prin încercări. Și una din ele, dacă nu aș fi o indiscretă, aș vrea să le spui celor de acasă, în momentul în care cuibul vostru, casa de turtă dulce, aș spune eu, în care locuiți, în momentul în care v-ați mutat, ați făcut niște sacrificii și nu vi s-a cuvenit nimic. Da, soțul meu și-a dorit foarte mult să... Noi locuiam la bloc. Ne-au lăsat părinții apartamentul și de ceva ani. Însă el trăind la țară și-a dorit și în aer liber, în pădure, și-a dorit foarte mult o casă. Și-a făcut o machetă de chiar cum ne-am căsătorit, a început să-și construiască macheta din... Deci construită, vă făcea el... Din bețe de chibrit. Atât de frumos arăta și l-am observat. În jumătate de an și-a făcut-o el și zice, uite, asta este casa visurilor mele. Zice, am ceva, îmi cumpăr niște scândură, ceva piatră și casa e gata. Zic, nu e chiar așa, dar asta a fost dorința lui. Și am respectat-o. Pentru că dacă eu mi-am dorit ceva, el a făcut tot ce a stat în putință și m-a ajutat. Și... mi-am spus în gând că o să fac și eu tot ce pot ca să îi îndeplinesc visul. Da, 10 ani de zile. A fost, nu a fost an ușor. Nu a fost nicăieri, nu ne-am luat nimic ca să putem trage să ne facem casa aceea. Alții poate că nu cred ceea ce voi spune. Dar așa a fost. Nu ne-a fost ușor. Făceam de mâncare, căram așa de pe dealuri pentru echipa care lucra acolo. Nu era ca în ziua de azi să-ți iei firmă și alte aspecte. Dar a trecut totul. Nici nu vreau să... Acum e totul bine și frumos. Mi se pare acum o joacă, știi? Parcă nici n-ai trecut poate parcă în perioada aceea. Da. Dar ceea ce vreau să spun, că ceea ce realizați cu munca voastră... Cinstit. Prețuiți foarte mult.
orice colțișor, dacă ne uităm, uite, aia ți-amintești din anul cu tare a fost luat, aia a fost luat din banii care am strâns și am pus, da, știi cum strângeam noi banii la începutul căsniciei? Puneam o carte și strângeam câte 5 lei erau atunci, deci 50 de bani și ne-am luat un pick-up. Asta a fost prima noastră mare realizare. Primul dar, prima realizare. Mai a fost, Doamne, aș povesti o grămadă, nu știu ce să zic. Iubiți-vă, prețuiți-vă, pentru că vedeți cum e viața și dacă cel de sus ne dă putere să trecem mai departe, uite că astăzi am găsit puterea să ne adunăm și tare mi-a fost dor de o întâlnire. Avem nevoie de dumneavoastră, dragi prieteni, avem nevoie de public. Eu asta simt, mi-e dor de publicul meu drag. Mi-e dor să fac o horă cu ei, mi-e dor să-i simt pulsul, să-i țin de mână. Mi-e dor de tot ce a fost. Cât timp ai, Laura, de când te-ai mai văzut cu oamenii dragi ție la un eveniment de amploare? Păi de când a început această pandemie? Pandemie, da. Exact, a venit. E greu, pentru că tu ai tratat cântecile și te rog să mă ierți că am întrerupt. Exact cum ai spus, ca pe proprii copii. Da. Pe 7 martie am venit din Spania. Nu, pe 7 martie am fost acolo. Pe 10 martie am venit din Spania și de atunci au mai fost așa ceva în familie, 20 de persoane cât mi s-a permis, totul legal. Și în rest, asta e. Ne doare sufletul, să știți. Pentru nimic altceva decât pentru motivația de a merge mai departe, pentru a lua energia aceea necesară, nouă, de la public. Medicamentul sufletului. Medicamentul sufletului. De asta ne e dor. În continuare lucrez și sunt în montaj câteva videoclipuri noi. Ah, cu asta mă mângâi acum. Și dar mai vin la... întotdeauna după nu pasă, o perioadă grea a vieții, întotdeauna vine soarele. Da. Și arde parcă mai cu putere, știi? Da, da. Au fost au ți-ai pierdut moment... vreodată speranța? Nu. Nu. Și pe cei din jur îi îmbărbătez, așa cum mă vedeți voi, știi? Totul are un rost. Îți dă Dumnezeu o palmă, dar ca să vezi că poate că ai greșit undeva, poate că... Nu știu ce să zic. Nici nu știu cum să spun. Întotdeauna există o cale de a ieși din impas. Întotdeauna... Poate că îți pregătește ceva mai bun. Cu siguranță. Ce poveți îți amintești de la mama ta și poate le-ai aplicat în educația lui Răzvan? Știi cum, mama nu mi-a dat foarte multe povețe. Eu am învățat de la ea, din comportamentul ei. Nu s-a impus niciodată să faci un lucru anume, știi? Nu mi s-a impus. Ci doar am observat cum se comportă cu tatăl meu sau cu noi sau cu cei din jur. Ceea ce făcea zi de zi pentru ca totul să fie perfect. Și a reușit. A reușit întotdeauna, uneori, din nimic să facă mult. Din nimic a făcut mult. Asta e mama mea. Și chiar dacă ea și-a ascuns poate durerea sau oboseala, că nu cred că era nu arăta ușor. Niciodată nu arăta cât de greu este sau faptul că a purtat 10 ani un palton ca să avem noi atâtea. Era mândră de noi. Și e mândră. Da. Și a proiectat fericirea dumnea ei în voi. Adică sunteți aerul pentru dumneai. Cât de cum... Hai, la vina, că zice lumea, uite, asta nu mă plânge. Da, uite, că da. Plângi și râzi, practic, vezi? Acum sunt să nu creadă lumea că sunt așa o fire plângăcioasă. Nu, dar poporul sublupă nu e în fiecare 10 minute da, din viață. Pe mine mă emoționează orice, mă emoționează. Îmi plac animalele, ai văzut? Da. Și dacă unul șchioapă, tăleau și îl duc pe cale cea bună, știi, să fie sănătos și bine și... Nu știu, mă emoționează orice. Am copii... Nici asta n-am mai spus niciodată. Da. Am 3 copii ai străzii pe care îi întâlnesc deseori și îi tratez așa, cu
cum știu eu mai bine. Copii minori? Da. Și uite că la un spectacol, la Suceava, de zile Sucevei, am trăit așa o emoție când toți trei, nu știu ce au făcut, după ce am evoluat pe scenă, s-au urcat pe scenă și în semn de recunoștință mi-au adus o iconiță. Pentru mine asta înseamnă și a însemnat foarte mult. Foarte mult. Da. Sunt copii necăjiți și dacă aș avea o putere, dacă eu aș avea o putere, a strânge pe toți. Și le-aș oferi tot ce aș putea. Eu cred că povestea vieții tale... Măcar de Crăciun, știi? Nu este întâmplătoare. Asta ți-e menirea ție până la urmă pe pământ sau am să stat, mă gândesc? Uite, am stat de multe ori și m-am gândit. Și vorbeam cu Filon, cu soțul meu. Zic, mă, știi cum e? Până la urmă, cred că fiecare are o menire pe pământ. Și cred că asta e menirea noastră. Până la urmă, da. Da. Să facem fericiți pe cei ce... Alte suflete. Da. Da, și spun lucrul ăsta pentru că și voi v-ați întâlnit și nu la voi întâmplării și uite că ați format un cuplu. Câți ani de căsnicie aveți? 31 anul acesta. Mă țin înainte, da, sănătoși. Mulțumim frumos. Și știi ce am zis soțului? De curând a suferit o operație, nu ceva extraordinar, dar pentru mine a semnat ceva, știindu-l, știi, tot mereu perfect și sănătos. Și am zis să nu cumva să îndrăznesc să mă las singură pe pământ. Doamne, ferește! Păi da, dar uite că răspunsul a fost da. Exact cum ai pus și... Da, ai și spus, de fapt, și el ți-a dat același răspuns. Da, da. Practic, voi sunteți unul pentru altul făcuți și încercările astea pe care le-ați avut cât de mult contează să le treci în doi. Eu cred că de unul singur ar fi mult mai greu. Da, cu siguranță. De-ar fi toate sufletele compatibile și de-ar fi toate căsniciile frumoase, dar avea oamenii înțelepciunea necesară pentru a depăși grijile și problemele. Da. Orice s-ar întâmpla, nu știu, la vinea, trebuie luate lucrurile ca atare, știi? Asta e, trecem și mergem mai departe. Dar înțelepciunea pe care tu acum ai dobândit-o în ani se regăsea în Laura și adolescentă sau ulterior femeie? Nu, așa am fost dintotdeauna. Și copil fiind, așa am fost dintotdeauna. Pentru că se spune că dăm, Doamne, vârsta înaintată și prezenta să știi de acum. Eu zic că orice face, caracterul omului nu se schimbă. Din propria experiență îți spun. Câteva zile, o lună, jumătate de an, dar apoi revine la caracterul lui adevărat. Ați spune mască e ceva foarte urât. Eu, dacă te-aș minți acum, pe mine mai cunoaște. Pentru că nu poți să faci asta. Nu pot să o fac. Mă bâlbâi, mă roșesc, nu știu. Nu pot să o fac. Da, și dacă am greșit... Trebuie să fii mândră în sensul bun că nu știi da, să faci. Da, și dacă am greșit, recunosc. Mai greșesc și eu, că sunt om. Și care om e fără de păcat? Da, fără de da, nu sunt perfectă, nici eu. Da, dar cel de lângă mine mă acceptă așa cum sunt și eu pe el la fel. Ai niște ochi atât de mic de las care au fost până acum de 4 ori, dar poate să mai plângă. Pentru că asta dai dovadă că tu ceea ce spui, spui da, cu sinceritate. Ai ceva ce poate scoate din om. E adevărat că poate de multe ori a câștigat Laura Haidău ca artist puțin, dar s-a simțit bogată pentru tot ce a oferit? Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot. Știi? Că stăteam și mă gândeam. Da. Îi mulțumesc pentru tot. Mi-a dorit mult mai mult decât m-aș fi putut gândi eu vreodată. Pentru că ai iubit ce ai făcut. De asta se spune, alegeți-vă în viață meseriile care vă împlinesc. Da. Sau hobby-urile care vă aduc fericire. M-am purtat peste tot prin lume. Uite, am trecut și ocean. Și în America de două ori. Urma să plec într-un alt turneu, un nou turneu. Dar astea sunt vremuri. Peste tot. Și m-au primit oamenii atât de frumos. În momentul în care vezi că publicul cântă cu tine, melodia înseamnă ceva asta pentru mine. La început am observat eu, Ileana de la Moară, cântau împreună cu mine, chiar așa am și ziceau eu, Ileana de la Moară. Și apoi, încetul cu încetul, alte cântece, mai mituți cu două, trei parani și un bănuț și badel meu din Cernăuți și
Nu știu, ce să zic. Cred că după pandemie, când o să meargă la ora băutoare, o să știe tot repertoriul și melodiile pe care le pregătești noi. Să dea Dumnezeu, să fim sănătoși, să ne putem întâlni cu toții, nu știu, să formăm așa o horă mare românească. Uite, am putut rămâne acolo. Însă, aici mi-e pământul meu, știi? Chiar te-ai gândit vreodată, nu știu dacă ți s-ar fi propus să părăsești țara? Să da, mi s-a propus. Și? Când era Răzvan în clasa 8-a. Însă el dădea examen la... Capacitate, da. Un liceu în care era foarte mulți concurenți și mi-am spus că nu, trebuie să-i fiu alături. Am fost cu el la examen. Am trăit emoții foarte mari și a reușit acum în Ministerul de Interne. Și suntem tare mândri de el. Felicitări. Și el nu ne spune de multe ori, știi, că ne iubește. O dată sau de două ori. Dar când ne-o spune, știi, noi asta simțim. Îți dai seama cât de bucuroși și mândri suntem și noi. Trebuie să lași modestia deoparte, Laura, pentru că ai avut ocazii cu care mulți artiști poate nu s-au întâlnit. Și știu, numai de câte ori ai trecut oceanul și în câte țări ai fost și câte concerte ai susținut. Da. Și uite că totuși rădăcinile aici s-au fost și aici. Aici nu, n-aș putea trăi în altă parte. Nu aș putea trăi în altă parte. Adică stai o perioadă, dar tot acasă. Câteva zile și mi s-au propus, zice, după ce terminăm festivalul acesta, hai, rămâi într-o vacanță să mergem. Nu pot, zic, schimbați-mi biletul, eu vreau acasă la mine. Acasă la noi. Da. Da. Oaza ta de liniște. Aici, pentru că bine, am la ce mă întoarce. Acolo? Puișor, loc de joacă, animăluțe. Doamne, paradis. V-ați creat că... ce v-ați dorit, de fapt. Da, să știi că chiar dacă am fi locuit unde locuiam înainte, tot așa ar fi fost. Păi da, pentru că omul sfințește locul, e adevărat. Oriunde, și într-o cameră să fii. Cum trăiam la bunica, da? Dumnezeu să o ierte. Câți nepoți? 4, 5 nepoți și părinții și... La fel de frumos la era. La fel de frumos era. Nu contează cât de mare e casa. Contează cât de bine te simți în ea. Ai participat și ne-ai făcut această ediție a folclorului sub lupă de colecție, Laura. Și vreau să-ți mulțumesc și în numele publicului telespectator pentru felul în care ești sinceră, pentru modul în care povestești și pentru sfaturile pe care ni le-ai dat. Știi, citesc pe cineva, pe Mihalis. Bunătatea nu costă nimic, știi? Dacă poți să fii bun și poți să ajuți pe cineva, dar necondiționat, fă-o. Fără să aștepți nimic la schimb. Absolut. Eu nu aștept nimic în schimb. De la nimeni. Noi te așteptăm în capitolul 2 al emisiunii Folclorul sub lupă, după ce trece pandemia. Și atunci promit că o să râzi. Eu vă mulțumesc tare mult. În primul rând mulțumesc Etno TV pentru tot ce a făcut pentru mine. Îți mulțumesc ție și tuturor. N-ai de ce. Tuturor. Eu sunt prea mică și am făcut prea puțin pentru cât ai făcut tu, pentru noi oamenii și pentru publicul care te iubește, Laura. Și ce să vă zic, publicului spectator și telespectator, să vă mulțumesc din inimă, pentru că niciodată nu m-am gândit la atâtea aplauze, la atâtea mesaje, la atâta și la atâtea. Vă mulțumesc! Am stat de multe ori să mă întreb oare cât noroc sau cât de binecuvântat am fost ca prin intermediul acestei emisiuni să cunosc artiști și să pot trece dincolo de ceea ce ascund în cuferele lor, în suflete. Am învățat că viața nu se oprește la obstacole, ci ea continuă, că Dumnezeu nu ne dă mai mult decât putem duce și că, iată, invitata noastră de astăzi ne-a sfătuit despre faptul că trebuie să vedem bucuriile vieții în sânul familiei, alături de cei dragi și să ne bucurăm de ceea ce nu înseamnă neapărat parte financiară. Laura Haidău a fost o altă lecție de viață și o poveste cu adevărat sinceră în emisiunea Folclorul sub lupă, edițiile cu care în fiecare marți și joi vă aștept începând cu ora 19. Pe curând, dragii mei!